Tocmai ce am văzut Full Metal Alchemist Brotherhood destul de recent și da, m-am gândit să vorbim despre, să fac un recap al seriei, dacă nu ați văzut încă această serie. Hai să vorbim despre această serie și să vă zic ceea ce se întâmplă în ea. Ok, dar înainte de a începe clipul de azi, nu uitați să spulberați butonul de subscribe pentru că veți avea ce să vedeți pe aici. Comentariul zilei vine de la Liviu care zice: Scândură vrea să apară la început. Ok, Liviu, dacă zici tu, Scândură chiar trebuie să apară la început. Full Metal Alchemist este un anime remarcabil care se remarcă prin povestea sa complexă și personajele bine construite. Prin folosirea unui set de personaje diverse și interesante, împreună cu un plot fain și cu o animație excelentă, seria a captivat multe persoane. Unul dintre cele mai puternice puncte ale seriei este personajul principal, Edward Elric. Cu o personalitate distinctă și motivații puternice, Edward reprezintă un exemplu de personaj bine dezvoltat, care nu este perfect, dar are suficientă forță și determinare să-și atingă obiectivele. În plus, seria se axează și pe relația strânsă dintre Edward și fratele său mai mic, Alphonse, care reprezintă un alt aspect emoționant al seriei. O altă caracteristică notabilă a seriei este utilizarea alchimiei ca temă principală. Alchimia este un element interesant care aduce o notă de originalitate și mister în poveste. În plus, seria prezintă diferite teorii și idei despre cum funcționează alchimia, oferind o perspectivă fascinantă asupra lumii fictive în care se desfășoară acțiunea. Ansamblul Fullmetal Alchemist este o serie anime care a reușit să se impună ca unul dintre cele mai populare și iubite anime-uri din lume. Ea a avut așadar un plot care se dezvoltă așa încetul cu încetul de-a lungul seriei. So, protagoniștii seriei sunt doi frați, unul fiind numit Edward, iar celălalt fiind numit Alphonse. Pe scurt, de-a lungul seriei, aceste două personaje sunt numit Ed și Al, pentru că da, e mult mai scurt așa. Bineînțeles, ca în orice animație de asta mai morbidă așa, trebuie să se întâmple ceva nașpa, iar chestia se întâmplă așadar în Full Metal Alchemist, și anume că da, mama personajelor moare. Ei, și pe lângă faptul că mama lor moare, se mai întâmplă un eveniment la fel de tragic în viața celor doi, și anume că tatăl lor îi părăsește. În această lume, alchimia este modalitatea prin care personajele supraviețuiesc, dar și reușesc să facă lucrurile să meargă în direcția bună sau direcția mai puțin bună. Practic, alchimia este o putere magică, la fel cum în cazul animeului Dragon Ball avem acel ki sau chakra în Naruto. Practic, un element magic care mărește puterea personajelor și le face să facă față dificultăților prin care trebuie să treacă. Pentru a face ca alchimia să meargă, conceptul este unul destul de simplu. În primul rând, ai nevoie de un cerc și de un material anume. De exemplu, ai la dispoziție metal, te poți folosi de alchimie pentru a crea anumite lucruri din acel metal, cum ar fi o sabie. Singurul lucru pe care îl cere alchimia este un schimb, adică dacă dorești ceva, vei primi ceva, dar în schimbul la altceva. Cam așa e pe scurt modalitatea cum funcționează alchimia. Știind aceste lucruri, Ed și Al încearcă să o reînvie pe mama lor, folosindu-se de tot ceea ce au învățat din alchimie. Dar această modalitate de a învia oameni este practic o modalitate interzisă de a face acest lucru. Într-un fel este posibil să reînvii oameni, dar lucrul este interzis în această lume pentru că oricine a făcut asta sau a încercat, mai bine zis, să fac asta, a murit. Un alt motiv pentru care această tehnică de reînviere a unei persoane este interzisă este că oricine a încercat acest lucru nu a reușit, practic. Al și Ed știu toate aceste lucruri, dar chiar și așa au încercat totuși să își reînvie mama. Al a încercat să-i zică lui Ed că este de părere că ceea ce doresc să facă nu este o idee prea bună, dar cu toate acestea Ed îl încurajează și astfel cei doi încep procesul de înviere a mamelor. În procesul învierii mamelor, Edward își pierde o mână și un picior, iar Al își pierde tot corpul. Dar cu toate acestea, Ed reușește să-i salveze spiritul și să-l sigileze într-o armură de metal. E, și de aici practic începe toată aventura din Full Metal Alchemist, și anume o recuperare specială al corpului lui Al, dar și a piciorului și a mâinii lui Edward. Cei doi pleacă într-o aventură pentru a vedea cum își pot recupera corpurile. Între timp, Ed devine un State Alchemist, și anume un alchimist special în lumea asta, care este mai puternic decât o bună parte din ceilalți alchimiști din această lume. El este recunoscut de stat pentru meritele sale, de aceea societatea îl și premiază pentru aceste lucruri. Cei doi personaje merg în Central City, care este și capitala în acest desen, pentru că află că aici se află un doctor care este în același timp și un alchimist, care se pricepe și la transmutări, adică fix ce căutau ei. Cei doi frați merg la casa acestui doctor și încep să-i citească toate cărțile pe care el le-a folosit în cercetările sale pentru a găsi răspunsurile pe care le caută. Ajuns în Central City, ni se mai introduc și alte două personaje la fel de importante, aceste personaje fiind în armată. Aflăm așadar că era un personaj numit Flame Alchemist, și anume Roy Mustang. Al doilea personaj important este locotenentul Maze Hugh. Statul vine și îi zice acelui doctor că dacă nu produce ceva sau nu face ceva folosind alchimia, el își va pierde titlul de alchimist al statului. Văzând că fiica lui și câinele se joacă des împreună, acestuia îi vine o idee
fantastică. Și da, efectiv, omul meu ia decizia de a-și uni câinele cu fica prin alchimie. Da, știu, o idee excelentă, dar hei, o gură mai puțin de hrănit. Anyway, momentul în sine este destul de trist așa în anime și marchează mult celelalte personaje de-a lungul serii. După ce are loc această întâmplare, aflăm mai multe despre un ucigaș în serie care are un goal, și anume de a ucide cât mai mulți state alchemiști. State alchemiști precum Ed în acest caz. Și da, cei doi frați ajung să se lupte cu acest personaj. Cumva criminalul ăsta are un plot destul de thick, și anume că el are niște motive de a vâna alchimiștii aceștia ai statului, pentru că regele i-a pus în trecut la rândul său pe alchimiști să-i vâneze familia și el dorește cumva să fie el cel care vânează alchimiștii și nu invers. Între timp, Ed și Alb își dau seama că pentru a-și recupera corpurile vor avea nevoie de o piatră magică. Practic, pentru a-și recupera corpurile, personajele au nevoie de această piatră magică, ea fiind celebra piatră filozofală, care te poate ajuta să fii ceea ce dorești tu să fii, să readucă o persoană la viață sau să nu mai poți fi ucis. Bine, asta nu era o problemă, probabil, până în momentul în care personajele află că pentru a crea o astfel de piatră filozofală, ele trebuie să ucidă oameni. You know, că-s alchimie și dai ceva pentru a obține ceva. Ed și Al îți dau seama că nu pot face asta, și anume să ucidă oameni pentru a-și obține corpurile înapoi, și da, practic sunt nevoiți să caute alte modalități de a-și recupera corpurile. Ei, și aici se face introducerea unuia dintre villainii principali ai seriei, care, hei, ce să vezi, arată foarte asemănător cu tatăl fraților. Acest personaj se numește chiar tatăl, sau The Father. El, eliberându-se de toate păcatele sale. Father s-a eliberat de toate cele 7 păcatele sale, acestea devenind personaje de sine stătătoare în serie. So, fiecare păcat din această serie are la bază o piatră filozofală. Și cumva pe spatele acestei pietre filozofale, acești homunculuși au putut exista. Scurt, fiecare dintre cele 7 personaje sunt nemuritoare, iar regele acestei lumi din Fullmetal Alchemist este și el o ființă creată de o piatră filozofală. Toate ființele create de aceste pietre au obiectivul de a ucide pe oricine li se arată în cale. Singurele ființe pe care nu le pot omorâ aceste păcate sunt Al și Ed, pentru că ei ar trebui să fie sacrificii pentru finalul lumii. Deci da, in a way, Ed și Al sunt salvați puțin așa de plot. E bun, dar ce este acest final al lumii? Și anume, ce este acel doomday despre care se vorbește în serie? Pentru că este un doomday aici. Și de ce tuturor personajelor le este frică de acest moment? Well, doomday reprezintă ziua când The Father ar trebui să-și ducă planul la capăt. Plan care constă în extragerea sufletelor tuturor oamenilor din lume. Dorește așadar să se folosească de piatra filozofală pe care o va obține din sufletele tuturor oamenilor din lume și să se facă pe sine mult mai puternic decât este momentul de față. Pentru asta are nevoie și de 4 sacrificii, iar având în vedere că dorința sa este una de proporții foarte mari, acesta are nevoie și de un cerc foarte mare, de aceea planul său vorbește și despre crearea unui cerc care să cuprindă toată țara. Adică nu mai vorbim despre un cerc comun în serie, și anume unul realizat într-o cameră, ci unul care chiar să cuprindă toată națiunea. Al și Ed își dau seama de planul villainului, desenând random un cerc de genul pe o hartă, da, din nou o parte excentă de plot, dar așa cumva descoperă ceea ce are de gând acest villain. De timp, Mike Hughes află și el despre acest plan și mai află și de faptul că atât guvernul, cât și armata sunt de partea lui The Father. Aflând aceste lucruri, încearcă să dea această informație mai departe, dar este prins de Envy, unul dintre personajele care au rezultat din The Father, și este ucis în final. Ed și Al își dau și ei seama că misiunea lor devine mult mai grea în acest moment, pentru că trebuie acum să se confrunte atât cu armata, cât și cu guvernul, pentru a-l înfrânge pe The Father. Pentru a face acest lucru, ei vorbesc cu Roy, iar Roy îi ajută și el, acesta aducându-și niște prieteni. Într-un fel, și Grid ajunge alături de personaje, iar pe lângă aceste personaje, în ajutorul lor mai vine și un general din zona de nord. De timp aflăm că tatălui Al și Ed încă mai trăiește. Ia uzi ce să vezi, și numele lui este Van Hohenheim. De la Hohenheim aflăm toată originea lui The Father și care era treaba cu el în această lume. Ideea este că Hohenheim este o piatră filozofală, dar în formă de om. Este nemuritor, trăind peste 400 de ani. El a inventat și primul homunculus, și anume un produs al pietrei filozofale, și imediat după, regele care domnea în acea perioadă a dorit să devină nemuritor și să pună așadar mâna pe puterile oferite de piatra filozofală. Nu reușește să facă acest lucru, iar homunculusul se unește cu acest alchimist, de aici rezultând Hohenheim, care ajunge să călătorească prin toată lumea. Cu toate că Hohenheim este și cel mai puternic alchimist din lume, el nu prea reușește să-i facă față villainului, pentru că, da, aia nu, Roy Mustang vorbește în urma evenimentelor care au loc la finalul animeului. Father aproape că reușește să-și ducă planul până la capăt, dar nu prea reușește să câștige tot. Father își ia bătaie practic de la Ed și Al, frații folosindu-se de puterea frăție, I guess, pentru a-l înfrânge pe The Father. Alphonse își ia corpul înapoi și totul pare că revine la normal în anime. Da, practic cam așa se termină și acest anime. Iar că vreți să aflați modul ciudat în care s-a terminat seria Eden și Eddie, uitați aici un clip în care vă spun cum s-a terminat această serie. Puteți da un tap aici să vedeți despre ce e vorba.